Legat de articolul acela cu tine, cu relația? Am scris în telefon. Da, a pus pe story, mi-a trimis lumea, un articol fake în care zicea că eu cu el am avut ceva în afară, 3 luni de zile, și el a pus pe story-ul lui, pe pagina lui. Bine, a pus cu chestii de râs, dar totuși, adică nu mi se pare ok să-l pui. Putea să-l trimite la un prieten să râdă, dacă chiar e prea amuzant. Dar nu pui pe story-ul tău. Iar legat de frustrare și de urțenie, de frumusețe, ce ziceai? Este un TikTok de-al lui, da, dar l-a făcut de mult. E făcut de mult, dar la acel videoclip sunt comentariile referitoare la mine și la Rebecca. Zicea ceva de genul că femeia frustrată este femeia urâtă. Și lumea a comentat acum la lumea a comentat, la da. La vechi. A, deci la acel video sunt comentariile legate de voi, da, urâte, da. Și acolo el a dat like. Dar el a dat like și la comentarii legate despre de băieți. Dar la comentarii urâte despre el? Nu am văzut, pentru că la clipul respectiv, mai ales unde sunt comentariile... Păi de ce nu verificați voi înainte să vă supărați? Că poate păi nu like la toate comentariile. Păi nu, că nu dă. Nu dă, că se vede apreciat de creatori. Erau doar comentariile cu mine și cu Rebecca și mai jos nu mai erau like-uri date. Da, da. A și zis că are 100 de comentarii și nu se uită. Doamna Andreea, 100 de comentarii despre ce vorbim. Te rog. Hai să facem conexiune, vă rog. Sincer. Era să zic alo, bună ziua. Doamne ferește. Ce? Bună ziua. Ziua. 40 stare pe ziua. Ce s-a devenit? Gagea. Da. Care... Vreau să știu ce s-a întâmplat cu Alexandra în grădină. Pur și simplu am avut o discuție de oameni maturi, să zic așa. De la ce a plecat? De la nunta la care ai fost? Sau? De când am fost acasă. Și de la starea ei din gală, avea pretenții să o întreb de 10 ori că cum te simți. Păi am văzut, mi-am dat seama, știu că am întrebat odată, am înțeles că se simte rău. Acum nu pot stau din 5 în 5 minute să o întreb cum te simți, că nu ajută cu nimic. De ce este schimbată Alexandra? De ce după gală a venit aici în săptămâna asta o persoană ușor schimbată față de tine? De ce crezi? Într-adevăr, și când am plecat din gală, eram grăbit să vin aici să mănânc, că mi-era foame. Și am uitat și s-o salut. Și cumva și de acolo a pornit starea asta. Dar crezi că vrea prea multă atenție? Uneori da, exagerează. Vrea toată atenția? Da. Și să fie totul asupra ei? Da. Și nu pot să fac lucrul ăsta. Adică, nu, pur și simplu, nu pot. Asta i-ai spus în grădină. Da. Dar ea, să se lase pe ea și să-ți ofere ție toată atenția. Nu, nu-i cer asta. Nu-i cerut asta? Nu. A, doar ai anunțat-o că tu nu poți face asta. Da. Nu țin minte să-i fi spus ei chestia asta. Dar îți place? Ai vrea ca ea să facă așa? Nu. Cum nu? Nu aș vrea, pe bune. Dar îți place când ea vine și zgâtește, nu știu, omletă, păi, da, doamna Andreea, alea sunt momente frumoase petrecute între... Și ce, tu nu poți să faci un ceai și să pui în el o linguriță de zahăr, o linguriță de miere sau ce pui tu acolo? Ba da, doamna Andreea, pot să fac lucrurile astea, dar în același timp nu pot să fac lucrurile astea când sunt luat tot timpul la rost și... Tot timpul mi se reproșează că... Dar tu cum te simți când ea îți oferă așa foarte multă atenție? Mă simt bine, dar sunt momente în care mă și sufocă cu atenția ei. Adică tot timpul ce e prea mult strică, zic eu. Băieți, vi s-a părut că Alexandra îl sufocă pe Gagea cu atenția ei? Nu. A avut momentele ei când poate, nu știu, vorbea Gagea cu Teodora sau Gagea cu Virginia și apărea și Alexandra. Să nu-l deranjeze. Poate treaba aia, dar când au fost doar ei doi... Cumva înainte să se împace. A luptat pentru el, nu neapărat că l-a sufocat. Dar nu neapărat acțiunile ei din casă, în general, așa e ea. Ai vrea să se răcească puțin, să fie mai distantă, să fie mai atentă? Nu, dar să nu mai fie atât de sufocantă. Dar vezi că acum câteva zile erai supărată că a venit aici și nu ți-a dat atenție că vorbea cu Robi și cu Sebastian. Păi da, e o diferență, nu știu cum să mă exprim. Când adică stai, să vină o zi da, o zi nu? Când stai cu mine de vorbă, nici eu, nu știu, de foarte puține ori mi s-a întâmplat să stau chiar de vorbă și să fiu atras de alte subiecte sau să schimb vorbe deci cu altcineva. Deci nu se trage din altă parte, nu? Nu. Alexandra, te simți neglijată? Simt că nu că nu-mi oferă atenție, nu oferă deloc. Oh, deloc? Deloc, da, deloc. Da, așa mi se pare. Te-a supărat și faptul că el a fost pentru nu. Prima dată la acel eveniment, singur, prima dată, mă rog, de când îl cunoști tu? Nu avea de ce să mă supere, pentru că înțeleg situația și e normal. Dar din gala a început, nu de la nuntă sau nu. Și din momentul difuzării date-ului am tot spus asta. Mi s-a părut absent total.
După ce care făcea? Mi-a explicat el că a primit un telefon și a stricat starea. Atunci nu am știut inițial. Ce telefon? Nu știu, familia, nu știu cu cine a vorbit. Gagea? Da. Ce telefon ai primit? Aia, am vorbit cu sora mea cea mare. Și de ce ți-a stricat starea? Pur și simplu, o chestie personală, nu, dar nu e ceva grav. N-are legătură cu Alexandra, adică, nu? Nu. Eu l-am văzut super atent la date. Nu a fost. Eu așa mi-aduc aminte că a fost cu ochii doar pe date. Sincer. A luat de vestimentație, de trebuia să ne focusăm în pe tocanat. În fine, ea s-a supărat că am spus că nu-mi place tricoul ăla cu care am fost la date. Nu, păi nu-mi place, ce vrei. Care tricou, al tău sau al lui? Da, tricoul meu. Și am zis că o să-l arunc, că nu-mi place. Și ea s-a supărat că n-ai fost atent la date să ne bucurăm. Păi eu m-am bucurat de date acolo. Că-l văd acum pe ea s-a supărat că el vorbea de tricou în loc să fie concentrat pe alte lucruri de la date. Păi dacă te uiți la televizor, sincer, acum te uiți și vezi, aolo, ce urât îmi stătea îmbrăcat așa, ci tot dronii se întâmplă asta. Deci de la astfel de discuții voi ați ajuns să vă certați, să vă îndepărtați, să vă supărați? Dar n-am luat-o ca pe o ceartă, doamne Andreea. Până la urmă avem o vârstă, dacă toți suntem împreună, mă gândesc că la un moment dat se ajunge să fim împreună pe veci și cam atât, știi? A, eu am crezut că la 18-19 ani vă certați de la tricouri și mai încolo vă certați de la facturi și alte lucruri. Eu asta vreau să explic. Iartă-mă pe mine, am înțeles total greșit. Eu asta vreau să explic, că nu mai e esența, nu mai e asta, să ne certăm de la un tricou sau de la nu știu, că am dat cu mașina într-o groapă. Și nu știu, subiect era altul. Mă rog, pe scurt, Gagea, tu ai văzut-o în gală că este rău. Ți-am spus și eu că este rău. Da. De ce n-ai întrebat-o? Nu știu. Te simți mai bine? N-am, am știut că se simte rău. N-am, pentru ce să mai întreb? Să mai confirm o dată că e rău? De curiozitate să vezi dacă se simte mai bine sau mai rău. Eu am văzut că nu se simte bine. Nu oferă deloc atenție la genul ăsta. Eu înțeleg deranjul oarecum, dar aceea să înțeleagă că nu ar mai trebui să deschidem subiectul ăsta, să-l dezbatem de două zile. Nu o să dea numai Sandra, se schimbă ceva, nu știu, în sentimentele pe care le ai față de el? La mine nu. Când am o zi aiurea, îi spun tot timpul. El a spus astăzi că nu mai simte focul sau nu știu ce, cum a declarat exact. Eu nu am ținut să declar așa ceva, pentru că e normal să ne înțelegem când avem o zi rea. Ești foarte reciproc. Supărată. De ce? Pentru că nu mă simt ok. Tu, fizic, ți-e rău ție sau nu te simți ok în relația cu Gagea? Nu mă simt ok acum cu el. Deci ce a spus el astăzi? Nu știu, te-a adus punctul ăsta de deranj? Și în gală, da. Și în gală? Adică s-au strâns mai multe. Da, oarecum da. Asta e problema ta. Că nu poți să înțelegi anumite lucruri. Că cer prea mult. Nu e vorba că cer prea mult. Păi aparent nu știu, asta învață să ai grijă tu singură de tine, că ești mare. Adică dacă mie îmi reproșesc chestiile astea, mă simt tu ești alti. Atunci la ce mai am nevoie de tine? Dar oricum singură poți bine, să porți. Bine, nu ți-ai bărbat să aibă grijă de păi văd că n-o faci. Să vă iubiți, gata, potoliți. Nu ți-ai bărbat să aibă grijă de tine? Păi nu, cam eu. Păi, ce ai bărbat? Nu ai, așa că ocupă-te mai mult de latura asta. Să fim unul pentru altul. Ocupă-te mai mult de tine, te rog. Învăța să ai grijă de tine, să nu mai ai pretenții. Scuze. Chestii de-astea, vai, nu mai întreba cum te simți. Știi că pentru mie astea nu-mi plac, tu știi bine. Gagea. Da. A pus piciorul în prag. Sunteți alături unul de celălalt. Nu zice nimeni păi suntem, dar dacă pot să fiu, sunt. Dar dacă nu pot să fiu, nu-mi reproșez că nu am fost. Gagea, dar nu cred că ți-a cerut, nu știu, să-i faci ceai, să te duci să iei pastile, să doamna Andreea, tu când ai fost răcit, eu cred că am fost foarte alături de tine în fiecare zi. Da, știu. Știi, mulțumesc și uite că eu nu pot să fiu așa. Înseamnă că nu ești pregătit pentru nicio femeie, nu pentru mine. Probabil, nu ești pregătit pentru una, pentru mai mult. Probabil, în mod cert. Dar nu e ca și cum ar fi putut să facă ceva, că voi n-aveți voie să vă vedeți. Atenție, să-mi oferă în gala. Acum te simți, ai revenit, ești mai ok, sau cel puțin după ce s-a terminat gala, pentru că am dezbătut niște subiecte. Logic că nu putea să întrebe, să mă întrebe mine cum sunt. Sau să întrebe, nu știu, coordonatorii. Da, normal, normal. Nici când s-a poartă, terminat gala. Nu știu, când gala, știți că unul dintre voi se simte rău, mai întrebați coordonatorii. Nici când s-a terminat gala, nu a fost interesat și asta m-a deranjat. Da, dar pentru că prioritatea mea era alta, uite. Bine. Fără să trește dau seama și n-am făcut-o cu nicio intenție, nu știu, să te simți tu prost. Gagea. Așa vine natural, adică trebuie să întrebi partenera dacă se simte bine, rău, dacă a mâncat, dacă, nu știu. Dar tot îi făceam semne, doamne Andreea, și spunea că nu se simte bine. Acum ce să fac dacă începem și ne contrazicem și ne certăm dintr-o chestie de genul... Și astăzi nu am înțeles la ce ai făcut referire, ce foc, ce nu simți. Am zis că parcă nu mai e cum era odată, nu știu.
între noi. Și ce te aștept să fie? În condiții în care eu nu mă simt ok eu. Mă aștept să fie bine. Acum dacă astăzi asta am simțit și așa a fost starea, ce vrei să fac? Păi ok, și când nu sunt eu ok sau când nu ești tu ok, gata, nu mai simți niciun foc, gata, ce se întâmplă? Pur și simplu ți-am spus ceea ce am simțit astăzi. Adică stai, de acum încolo nu pot, nu mai fă, de acum încolo nu pot să-mi spun, să spun anumite chestii, de ce să le țin în mine? Se țin, pe le țin în mine, se adună spune. Și după iar zic, Alexandra, nu ne potrivim, repet. Nu după iar ne împăcăm. Gata, și dar, pe rog, că așa s-a întâmplat. Pe rând. Pe viitor nu le mai spune când avem o zi proastă, pentru că asta chiar intensifică mai tare situația în care noi ne aflăm și nu o să se îmbunătățească nimic, te asigur. Te îndepărtează? Clar, păi absolut. Ba chiar în grădină, în timpul discuției m-a durut, mi-am luat o migrenă foarte puternică.